După ce se va închide procesul de numărare a buletinilor de vot, astăzi, când ajungeți la sediul primăriei, împreună cu domnul primar din comuna dumneavoastră, sau din localitatea dumneavoastră, le veți depozita, veți sigila sacii și le veți depozita la sediul primăriei. Iar domnii primari, avem rugămintea la dumneavoastră să ne comunicați doar atunci când aveți modificări de constatări de diferențe de procese de buletine de vot, de organizarea preluării buletinilor de vot. Avem un grafic făcut, care nu știu dacă a fost prezentat, dar a fost pus pe platformă, un grafic oral, în care sunt programate localitățile pentru a nu se crea emboscadă la preluarea materialului. Deci la ora 10 avem Mărășești, Andreea și Cugaru Afa. La ora 10 și un sfert avem Movilița, Pufești, Răstoaca, Chioșdeni. Nu. Acum începând de dimineață, după ce se termină instruirea. Noi am pus ora 10. Dacă se va decada cu o jumătate de oră, de asta n-am mai spus și ora. Da? Deci de aici plecați de la primărie. Ce mergeți la primărie și ridicați toate aceste materiale. Da? Am dorit să facem această zi și instruirea cu dumneavoastră și predarea materialelor pentru a nu vă pune de două ori pe drum. Asta a fost intenția noastră de a mai reduce din timpul pe care dumneavoastră îl alocați acestui proces. La ora 10.30 ar fi Comuna Dumitrești, Jitia, Vulturu, apoi la 10.45 municipiul Adjud, orașul Panciu, Boghești, Câmpuri, la ora 11, vă rog liniște. La ora 11, Corbița, Fitionești, Comocea, Păunești. La 11 și un sfert, Ploscuțeni, Răcoasa, Ruginești, Soveja. La ora 11.30, Străoane, Tănăstoaia. La ora 11.45, Odobești, Bârsești, Vintileasca. La ora 12, Reghiu, Gârligele, Cotești. La ora 12.30, Golești, Năruja, Negrilești, Cinereju. La ora 12.45, Nistorești, Paltin, Păulești. La ora 13, Spulber, Tulnic, Valea Sărei. Atenție! Statele de plată nu se întocmesc de președinți sau de locțitorii secțiilor de votare. Am spus-o la întâlnirea cu secretarii, se întocmesc de către contabilul din cadrul primăriei, cu viza acestuia și cu viza CFP și semnătura domnilor primari. Da? Dumneavoastră completați numai foaia de prezență colectivă și, atenție, nu se acceptă X sau P, ci numai cifre, începând de la 6 ore, se contează ziua, da? 6, 7, 8, câte doriți dumneavoastră să treceți, în funcție de cât ați lucrat. Asta ar fi un. Doi. Pontajele și cu foile de prezență colectivă nu vor cuprinde și personalul care asigură paza. Cei care asigură paza sunt pontați de unitățile care sunt ei angajați din cadrul MEAI. Atenție mare, rog pe această cale să urgentăm întocmirea statelor de plată de către domnii primari în funcție de foi de prezență colectivă și de protocol pentru a putea în săptămâna următoare să vă și decontăm aceste sume pentru a beneficia de ei. Noi am făcut deja o programare, pe data de 11 sunt o serie de primării, pe data de 12 sunt o serie de primării care trebuie să ne prezinte statul de plată spre verificare. Rugămintea noastră este să respectați aceste programări. Programările sunt puse pe platforma intranet a prefecturii pentru a putea să ne cadrăm în termen. Avem prognoză făcută la trezorerie și dacă depășim acea prognoză, nu mai putem face plata când ne-am prognozat. Va trebui să mai așteptăm încă 10 zile. Și s-ar putea să intrăm în sărbători și să nu mai puteți să vă luați mai. Rugămintea noastră este să citiți cu atenție, este foarte explicit acest ghid. Veți primi și broșurile de la Autoritatea Electorală Permanentă, nu știu, cred că le-ați primit, în care vă dă toate explicațiile. Avem la dispoziția dumneavoastră numerele de telefon de la prefectură. Noi vom asigura permanența. Așteptăm toate informațiile, toate întrebările de la dumneavoastră atunci când aveți nelămurit. Rugămintea noastră este să dați o importanță deosebită, în primul rând, ștampilelor de control. La alegerile locale de data de acest an, chiar în municipiul Focșani, a fost o secție unde, atunci când s-a adus gustarea pentru membrii biroului, a dispărut ștampila de control la secției de votare.
Nu vă spun că s-a închis procesul de votare și s-a dat cu subsemnat. Recomandarea noastră este fără niciun fel de spirit de glumă, este să găsiți o modalitate să vă legați de mână, de gât, cumva, ștampila. Pentru că este foarte important. Atenție la ștampilele cu mențiunea votată. Ca noutate, tot la acest proces electoral, este obligativitatea dumneavoastră, după finalizarea procesului de votare, să anulați toate buletinele cu mențiunea votată, toate buletinele neutilizate. Pentru acest lucru v-am venit în sprijinul dumneavoastră, am pus câte o ștampilă pentru fiecare secție de votare cu anulat. Anularea buletinului de vot se face prin aplicarea acelei ștampile doar pe prima pagină. Diferența care apare este în urma deciziei Biroului Electoral Județean, având posibilitatea să aleagă dintre variantele care au fost puse la dispoziție, ca în momentul finalizării procesului electoral, care e clar că e la ora 9 când s-au închis secțiile de vot, după ce faceți numărătoarea și completați buletinele de, și completați procesele verbale, materialele se sigilează, fiecare reprezentant își ia procesul verbal care trebuie să fie semnat de toată lumea, după care materialele merg la primărie unde se sigilează și a doua zi predarea materialelor se face la Biroul Electoral Județean, la fel după o după o programare care să o facem. De ce? Experiența arată că suntem obosiți, suntem nervoși, n-are niciun rost. Reprezentanții partidelor și-au luat procesele verbale, să știu rezultatele și pot face calculele liniștiți. Din punctul nostru de vedere, responsabilitatea noastră este ca procesul electoral să se desfășoare în condiții legale și materialele care ne sunt puse la dispoziție să le predăm așa cum prevăd normele. Vreau să încep prin a vă mulțumi pentru efortul pe care l-ați depus de a ajunge și pe efortul pe care îl veți face pe parcursul acestor zile. Noi am plecat de la un principiu. Cunoscând foarte bine regulile, evident, posibilitatea de a se crea disfuncționalități este mai mică. Vedeți și dumneavoastră, sursele de informare sunt multiple. Eu merg pe principiu mai puțină informație, dar foarte de esență, pentru că punctual, stabilind programul pe zile, lucru pe care Becul l-a făcut și evident ne-a fost transmis, l-am structurat împreună cu cei din aparatul tehnic, pentru a vă facilita dumneavoastră nivelul de informație, să fie cât mai exact și mai simplu. Ne-am dorit și ne dorim ca toți președinții, locțiitorii, să procedeze la o manieră de lucru pe care noi am efectuat-o, în sensul că acest ghid pe care dumneavoastră îl veți primi, noi am făcut un ghid și mai subțire la manualul acela cu urmare. Deci, vezi, de fapt, toată lumea primește un material, un manual, însă la acest manual îl veți avea la dispoziție. Ne-am propus și Beju a îmbrățișat acest punct de vedere, de fapt am discutat împreună, să facem un ghid foarte precis și care să satisfacă toate exigențele solicitate de lege pentru zilele ce compun acest eveniment electoral. Am plecat de la principiul pe care l-am spus ca dumneavoastră, președinții și locțuitorii, în măsura în care vă supliniți pe activități, atunci când veți merge sâmbătă și vă veți cunoaște cu ceilalți membri, veți relaționa în mod direct. Bine că obligația o aveți ca atunci deschiderea să se facă în prezență, așa cum spune legea, să fie anunțați și ceilalți membri, deci nivelul de informare funcționează plecând cu dumneavoastră. După ce veți opera acele chestiuni preliminare al organizatorice, acest ghid pe ziua de vineri, epuizând ziua de astăzi, deci pentru mine nu e o problemă, pentru ziua de sâmbătă, deci în ziua votului, să-l citiți împreună
Și vă spun lucrul acesta că vă va ajuta pe dumneavoastră. Faceți un proces verbal, vedeți ce membrii sunt și au venit și împreună lecturați ce se întâmplă deci pentru ziua votării. Pentru că veți constata că fiecare va avea un rol bine determinat. Și atâta timp cât va fi informat și asupra ceea ce urmează să facă și noastră vă veți ușura foarte mult activitatea de președinte. Dar vedeți că atunci când veți afișa, aveți obligația să postați acolo la vedere acele dispoziții obligatorii privind activitatea legată de una mobilă și accesul cu telefoanele. Sunt două obligații pe care dumneavoastră trebuie să le respectați, pornind de la forma scrisă acestea de afișare. În privința unei mobile, împreună cu colegii mei din Bej, am considerat oportun să lămurim pe calea ghidului și să încercăm să acoperim situațiile care se pot crea privind plecarea cu una mobilă, cine o face și dacă există refuz. Nu știu, se poate întâmpla. Dacă eu plec de la principiu și colegii mei au spus la fel, că atunci când președintele, în primul rând, face un apel la toți membrii, cine este disponibil, întâi pe criteriul cine e disponibil, cine dorește, dacă nu se dorește lucrul acesta, în mod democratic, se fac bilețele, nu vă ia mai mult de 3 minute, îi puneți pe toți într-un bol și îi trageți prin la soț. Dacă refuză în continuare, v-am precizat ce anume aveți de făcut. Nu vă complicați în discuții, în convingeri și alte lucruri. Am spus, sfera drepturilor e acoperită de sfera obligațiilor. De data aceasta, legiuitorul a avut grijă să elimine toate situațiile acestea de indisponibilitate. Atâta timp cât partidele și-au desemnat reprezentanți și dumnealor, am înțeles că au fost prelucrați pe linia dumnealor, ce anume trebuie să facă. Noi acest ghid l-am comunicat și cred că în cursul aseară am reușit să-l finalizăm, dar prelucrarea lor se va face, v-am spus, în mod esențial de dumneavoastră ca președinte. Fiecare membru va ști foarte bine ce anume va avea de făcut. Dacă nu o va face, își va asuma anumite responsabilități. Discuția care am avut-o cu reprezentantul jandarmeriei și al poliției, am stabilit că cel care vă asigură baza în secția de vot este cel care convoacă dublura în momentul în care doriți să trimiteți urna mobilă. Deci, vă stabiliți peste jumătate de oră sau o oră, apelați la cel care vă asigură baza și spuneți, domnule, rugați-i să vină. Și ei au telefoane, noi am stabilit dubluri pentru fiecare secție de vot. În parte, problema este la localitățile unde sunt mai multe secții de vot, să încercați să spuneți din timp ca să poată dâns și să repartizeze astfel încât toată lumea să-și rezolve treaba. Știți că sunt două tipuri de procese verbale. Pentru Camera Deputaților și pentru Senat. În anterul procesului verbal și în subsol o să aveți tipărit colegiul, numărul colegiului și numărul circunscripției. Dumneavoastră vă revine sarcina să vă completați secția de votare, denumirea localității și strada. Procesele verbale se vor completa cu pasta albastră, aliniate de la dreapta la stânga, fără ștersături, fără corecturi, fără pastă corectoare dată pe cifră. Dacă nu aveți într-o căsuță date, nu completați nimic. Lăsați spațiu gol, nici zero, nici liniuțe, nici puncte. Ele se vor scana și se va înțelege altceva la scanare. Haideți să vorbim și de corelații puțin. Primul rând al procesului verbal este numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale. Listele electorale li s-au dat primarilor de către baza de date, de către evidența populației, persoanelor. Și vămintea este să nu mai modificați acele liste. Da? O să avem și noi acea listă la verificare în echipe și o să verificăm cu dumneavoastră. Numărul total al alegătorilor din listele electorale cuprind lista permanentă, suplimentară și urna specială. Când mergeți cu urna, persoanele care sunt înregistrate în urna specială, un alt punct de vedere care să-l aveți dumneavoastră, să-l radiați.
persoanele din urma specială sunt persoane atât din permanentă sau din suplimentară. Deci în momentul în care le lăsați pe ambele liste, ele se vor dubla la totalul din primul rând. Deci aveți în vedere acest lucru. La punctul B, numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urnă. Aici sunt tot, din permanentă, suplimentară și urnă specială. Primele 10 rânduri, de la A până la B3, ele trebuie să fie identice. Asta este corelație obligatorie pe cele două tipuri de procese verbale, atât pe Camera Deputaților, cât pentru Senat. În urnă. În urnă dumneavoastră o să găsiți buletine, voturi valabile exprimate, albe și nule. O altă noutate al procesului electoral din acest an este la alegeri parlamentare voturile albe. Voturile albe le găsiți în urnă. Sunt voturile pe care nu este aplicată ștampila votat. Deci cu ele trebuie să veniți în dosar, puse separat, cum legați și nulele. Un pachet cu nule, un pachet cu albe și contestate ce mai aveți nevoie la dosarul respectiv, că și ele se vor verifica. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne ar trebui să fie egal cu număr de voturi valabile exprimate, voturi nule și voturi albe, exact voturile care se găsesc în urnă. Numărul buletinelor de vot primite, corelația spune mai mare și mai mare sau egal. Dacă le numărați, ar trebui să fie egal. Acum, dacă mai scapă 1, 2, 3, 4, să nu veniți cu diferențe mari de sute de voturi între cei care s-au prezentat la urne, valabile exprimate, nule și albe. Da. Dacă sunt diferențe, vă rog să constatați în punctul K orice diferență de vot pe care o găsiți. O să mai găsiți la punctul H, tipărit, numele și prenumele candidatului, formațiunea politică de care aparține și numărul total valabil de voturi exprimate. Toate aceste însumate trebuie să vă dea punctul E. Da? Nu aveți voie să faceți nicio modificare pe numărul total de voturi valabile exprimate. Eu știu dacă mai găsiți un buletin pe care îl considerați după ce ați completat procesul verbal. Deci după ce procesul verbal s-a completat sau semnat de toți membrii ștampilat, nu mai veniți cu modificări pe voturi valabile exprimate. Dacă îl aveți, când vi le vom verifica împreună cu ceilalți membri, persoanele din beș vor verifica buletinele nule și vor mai constata că unul a trebuit valabil exprimat, modificarea se va face de către doamna președinta bejului cu ștampila bejului. Asta doar pe voturi valabile exprimate, pe celelalte puncte, eu știu, la alegători de pe liste sau le veți face dumneavoastră acolo de către președintele secției de votare cu ștampila secției de votare.